Salutare tuturor, eu sunt Rob și bine v-am găsit la un nou ATV Vlog, băieți. Dar la aceasta ne dăm și o tură cu ATV-ul, după cum vedeți, nu zăpadă. Am tot sperat, v-am pus și acolo pe comunitate, că poate o veni zăpadă să facem și noi un ATV Vlog, dar n-a venit. Am așteptat puțin să se ducă noroaiele astea. Dacă ieșeam pe noroaie, era cam jale. După cum vedeți, acum avem un sunet mai clar. Acum nu pot să nu mai zbier și eu în camera asta ca să mă auziți voi. Probabil o să se audă prea în detaliu, dar nu uitați și voi de like aici, băieți, la acest ATV vlog. Facem noi multe like-uri acolo. Am zis eu că tot o să postez, că vine căldura, că nu știu ce. Dar toate zilele din săptămâna asta cât am fost liber au fost tot așa negură, după cum vedeți cum e acum, ceață, urât, nu-mi place. Deci nu-mi place efectiv. Astăzi, nici nu știu, o să mergem puțin pe drumurile astea. Vedem. Fratele meu nu este, din păcate are rupt ceva la ATV. Prinde cât mai mult din activitatea noastră de aici. Trebuie să vă spun, nici n-am mai filmat din cauza că, da, după cum vedeți, nu prea aveți ce vedea aici, pe câmp e tot uscat. Bine, acum că e ceața asta, e mai umed. Și roțile mele sunt, da, ude, se ia de pe iarbă. E un fel de brum, așa a fost dimineața. Nici nu prea am cum să-i dau tare pe aici. Mă fac varză. Chiar așa, hai să luăm pe aici, aia pe atât. O să luăm spre baltă, astăzi pe după amiază. Oricum, ci că ar trebui să se mai încălzească cât de cât pe parcursul zilei. Acum e frig rău, îmi intră ploaie de asta, nu, nici nu știu dacă se depune pe cameră. N-am filmat niciodată așa. Uite pe aici, uite drumul. Exact. Pe lângă gunoaiele astea făcusem eu un drum pe aici. Și ceva tot continuă să arunce gunoaia aici. Wow. Deci era doar aia din dreapta, acum e și în stânga. Ce frumos. Drumul ăsta îmi inspiră necredibilitate. Aha, hai că îmi sare. S-aude în casă cum îmi sar pietricele. După cum vedeți, tot nu a plouat efectiv, da? Asta e concluzia. Nu a plouat. Pe la mine prin spate pe acolo a fost noroială. Și ce să ieși pe acolo? A, uite aici un drum de tot. S-a făcut iar drumul ăsta. Cu toate că nu am zis că nu mai iau pe grăuri, pe aici chiar o iau. Haide! Extraordinar. Da, intrăm acum în zona creposculară. Da. Sper să nu-mi sare pe lentilă ceva, că dacă îmi sare pe lentilă o să verific la jumatea drumului. Deci, de când îmi sare până când verific eu, va fi compromis, efectiv. Și imaginez pe ecran să fie dita mai bucata de noroi. Oh, wow, wow, wow. E rău tare drumul ăsta, mă. Mamă, cum a luat-o. Deci fii nu mai luat-o pe lângă drum. O luat-o fix pe acolo, pe mijloc. I mean, omul ăsta ce face? I mean, eu zic că o iau cu mașina, știi? Cu mașina, cu ATV-ul. Da, să mai iei cu mașina sau cu tractorul pe acolo. E, da, ce naiba. Bine că și cu ATV-ul se fac urme dacă o luăm pe greu. Da? Acum hai să lăsăm subiectul ăsta de greu. Sper să nu bățesc nimic la ATV. ATV-ul meu nu l-am verificat efectiv deloc. La ATV-ul am așa farul, am de... i-am schimbat și plăcuțele lui frate meu, da. Am farul, am releul de pornire de pus, care se pune efectiv foarte simplu. Scoți mufa, ai scos releul, pui releul, pui mufa și gata. Adică nici nu e o sarcină foarte grea de realizat. Ai, nu mă lăsa pe aici, hă? Ai, nu mă lăsa pe aici. Păi băiatul, eu zic că nu ți-am acordat atenția, dar nici nu vreau să te de ochi, știi? Nu dacă știți drumurile astea, dar mi se pare că, mamă, e rămat acolo. N-am fost în viața, n-am fost deloc pe aici să filmez gen, dar pe aici am mai fost așa cu ATV-urile. Sunt tot felul de drumuri pe câmpul ăsta. Am în cap un drum,
Să o luăm pe aici pe drumul ăsta așa, să ieșim acolo la... Nu știu dacă se vede în ceață releul. Ăla este un releu de telefonie acolo. Da? Oh, am zis că n-am mai apăcut. Ăla e un releu de telefonie acolo, departe. Ei, la releul ăla de telefonie trebuie să ajungem noi. Încercăm să ajungem noi astăzi. Da? ATV-ul... Hai, dă mai tare, păi. Aha. Hai că e bun drumul și aici. Mamă. Bine că n-am sărit în cameră. Mi-a sărit fix în ochi. Fata mea. Ce-i fata mea? Mă lași la greu? Fata mea, dacă rămân aici, îți dau foc. Fata mea. Șurub magic. Ulmea e ca și rugi în toi. Asta risc cât de tocmai aici. Nu, no, se mai oprește din cauza că de la turații mari trebuia să-l păzesc eu. Asta e. Mi-a sărit fix bucata aia de pământ, de noroi, fix în ochi mi-a sărit. Da. Frig! Mamă, ce frumos se vede. Uite, deci hai să vă facem așa o previzualizare. Deci acolo trebuie să ajungem noi și o luăm roată fix de la releu în dreapta. Acolo e un drum care iese într-un drum care duce fix la biserica aia de acolo. Da? Și de la biserică, dacă mai știți voi, la gârlă. Să luăm tot roata așa. Dar nu astăzi. Când ne strângem mai mulți, astăzi facem iar previzualizare, ca să zic așa. O, lasă mai aprindem-o. Da, încoace, încoace e blocaj, cred. Ia stai să ne uităm. Se pare că e blocat. Da, e blocat drumul aici. Da, deci aici, fix aici, se înfundă drumul. Deci se pare că aici era, da, era drum. Era drum și ăștia l-au arat. Vă, că a luat-o cineva pe aici. Chiar sunt curios unde este ăsta. Hai că, hai că mă face curios. Hai să luăm pe pământul ăsta pe aici. Sper să nu fi pus cuie sau ceva. Aici e un pământ, da? Deci nu e semănat, nu e nimic, e pur și simplu discuit. Mamă, dar sare pământ, da, asta mă enervează. Mamă, ce sare pământ în față. Mamă, dar ce se încarcă. Băi, ești nebun. Mamă, dacă-i dau mai tare. Mamă, cu sare pământ, dar gen e uscat pământul ăsta, înțelegi? Da, e la suprafață, așa. Da, uite. A, deja nici se mai lipește. Pentru că am ajuns la uscat. La uscat. Bun. Și am ajuns în acest capăt. Aici n-a fost niciodată. Asta vreau să remarc. Bun. Deci aici, în locul ăsta, duce fix în capăt acolo. Nu știu dacă avem drum de legătură acolo. Să luăm roată. Da, bă. Dar aici e drum? Aici e Pajiște, cred. Văd că nu e Arad, nu e... A, mi se mie Abur. Mă gândeam că este... Mamă, deci când am văzut Abur, am zis că este fum din, din cameră. Aici s-ar putea să fie ceva. Aia e problema. Un coyot, ceva, șacal. Să speriem. Nu vreau să speri. Gata. Am speriat tot. Miroase a benzină. Wow, leu, ce miroase a benzină. Cred că pe aici o să o luăm data viitoare. E mișto drumul. Doar că e aici, cu pământul ăsta, cu semn. Ia să se sperie sau nu se sperie? Că văd că pe aici mai stau mulți, tare. Gen coioți, șacali. Ol, 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 ol. Da? Aici e... E de asta... Asta e cârtiță. A încercat să iasă. Mamă, în ce ținuturi intru eu pe aici? Am încercat să-l țin mult mai turat ca să speriem. Oleu, ce grob sunt pe aici, să-mi bag piciorul. Cred că pe aici o iau cu, cu astea, cu... Cu... Cu oile, cu urcă oile la munte, știți? Urcă oile la munte, urcă oile la munte.
Nici n-am cum să mă scarpe, n-a să se frite. Chiar sunt curios unde este asta. Nu m-am uitat nici pe Maps, dar chiar sunt curios unde este. Au, bă, de, eu cred că au fost drumuri de legătură pe aici. Uite, aici a fost drum de legătură, dar nu mai e drum, a dus. Aici nici nu știu ce este, mă. Pă bune, deci e o zonă așa. Cred că e Islaz, Islaz, da. Și cred că dacă o luăm pe aici, nu știu, nu știu, sigur. Nu m-aș mai duce încolo, dar da. E o zonă de țin în minte, așa, știi. Da, uite ce am făcut pe aici. Deci am avut de apă. Da, urăț vremea asta. Deci nu-mi place deloc, dar de dragul videoclipului am zis, hai mă, spate și noi ceva. Vreau să ajungem la șosea să vedem dacă există drum pe acolo. Ca să o luăm pe ruta bine știută de mulți dintre noi. Că dacă e, ne facem o rută și dintre asta. Deci noi avem multe, multe rute. Și scopul meu este să încerc fiecare rută în fiecare anotimp, în fiecare gen. Acum, da, acum nu prea, acum e iarnă, știi? La primăvară, când o dai iarba asta și o înflori așa, atunci vreau să iau iar la pas fiecare rută în videoclipuri. Pentru că, na, e altceva, diferă peisajul, da, și că cred eu că este mai potrivit, da? Și mai ne facem niște rute. Iarna asta chiar vreau să completez ăsta de rute. Ce sare pământ, ce sare pământ. Chiar vreau să văd unde este aici. Chiar sunt curios. Dacă iese în drumul ăla, e un drum de top speed care vine în coace. Dacă iese în drumul ăla, e genial. E genial. Dar nu știu dacă iese. Hai. Deja acolo de unde am plecat, se vede în cea. Cred că era mâncat fără. Era mâncat un fazan acolo, săra. Ia uite, numai pene și fuge, uite. Mamă, săraci. Îi mănâncă ăia, șacalii, coioții. Vai soarta lor de săraci. Asta e, n-am ce să fac. Nu știu cum mai supraviețuiesc, am văzut zilele astea câțiva. Și, da, nu știu cum de mai supraviețuiesc în condițiile astea. Toate că asta nu e vreme de filmat vloguri. Da, nu este drum. Am venit degeaba până aici. Aoleu, nu, de ce am venit degeaba până aici? O fi pe margine pe acolo. Chiar sunt curios să las ATV-ul aici puțin și ne uită. Da, bun. Mama, o vede lumea, zice că am plâns. Uite drumul acolo, e perfect. Mamă, e perfect, e drumul acolo, fix acolo. Hai să-i dăm, nu vede nimic. Ia. Uite, bă, drumul aici, bă. Deci chiar voiam pe aici să meargă fix așa. E mișto pe aici. Dar problema e cum ajungem la drum. Ai văzut că prin pământul ăla n-ai cum să iei. E perfect cum ajung cu drumul ăsta, pe unde ajung cu drumul ăsta. Ăsta e drumul ăla de top pe care îmi dai frate, să vad. Haide! Mamă, ce sare pământul! Lălălă. Pământul! Lălălă. Băi, leu! Bă, leu, mamă! Spun asta după ce am trecut de mult de groapa asta. Oleu, mă, ce-i aici? Oleu, ce-i aici? Ce groapă? Ah. Țintește la ochi, țintește la ochi, că nu vreau în cameră. Au, ce peisaj mișto. Așa, pe Darkness, pe asta. Probabil o să pun un videoclip cu peisaj. O să caut eu niște peisaje în alea de apus, știi? Să, uite, mi se pare că aici este un peisaj perfect din spate. Să prindem tot așa, pe un răsărit ar merge. Dar asta la vară, ca să-mi fac eu chestiile astea. Da? Și am ajuns aici pe ruta. Deci o să vă
Ruta asta, unde am ieșit aici, deci am ieșit, dacă vreți să vă uitați, turul comunei, da? În stânga acolo mergem către Plopi, către Lunca, și în dreapta aici e satul. Hai să mergem la sat, deja mi-au înghețat mâine, chiar dacă am mănuși. Se pare că am o pană sau? Nu m-aș bucura prea tare să am o pană, dar m-aș și bucura puțin, pentru că dăm de asta, thumbnail, mișto, da, am făcut pană și un video interesant, dar nu e mai. Mamă, uite copacul ăsta cum a ars. Uite copacul ăsta cum a ars aici. Copacul ăsta, cum arată, pare că a fost trăznit. Da? Deci, uitați. Copacul ăsta pare că a fost trăznit. Da? Eu nu cred că dacă te dai foc așa lângă el, lua foc în sus, așa, ca o torță. Deci, efectiv, pare că a fost trăznit. Și cred că a fost trăznit. Aici am fost la malul mare, cred, da? Pe drumul ăsta, de aici. Uleu, mă. Ceva în față? Nu. Aici am fost la malul mare. Acolo zona e periculoasă. Am mers cu vărul tata atunci, cu Florin. El are curajul ăsta. Eu nu prea am curaj să iau pe acolo. Da, recunosc, n-am curaj. Pentru că sunt tot fel de... Da, peciile astea de coioți. Porci, cred că i-au mâncat coioți. Înainte ți-era frică de porc, dar porc acum se sperie. Nu știu de coioți ăștia, dacă s-au speriat sau nu. E cam frică să mergi, sigur. Așa, dacă rămân pe acolo cu ATV-ul, știi, se duce. S-a dus totul, da? Dacă se deține ATV-ul, deci eu am văzut grupare de câini, de coioți sau de porci, știi? Și dacă ATV-ul meu s-a decis, bă, eu nu mai vreau să merg, sau s-a căcat pe el de frică, efectiv, ca să folosesc expresia, s-a dus, efectiv, s-a dus tot. E rip, sunt rip. Vă luați la revedere la mine, dacă mai vedeți acele filmări, gata, o să zic că trebuie să zic, dacă trebuie să zic cuiva, bă, dacă e să mor, puneți asta pe YouTube și puneți acolo în titlul final neașteptat, măcar ăla să facă vizionări. Dacă vine ceva de aici, m-am luat din plin. Dai la ochi. Da? Bine. Dai la ochi, a? Bine că dai la ochi. Bine că dai la ochi. Mi-a dat una în ochi de m-a luat tata. Ba, șuricarul. Marș, mă, de aici. Marș, mă, de aici. Le salutăm. Marș, mă, șorica, unde ești, mă? Marș, mă, de aici, mă. Marș, ha, mă. Hai mă, potolește-te, mă, hai mă, hai mă, că-ți dau fum, mă, na, na, că ți-am dat fum, na, na, fum. Aute și rateuri frumos, da? Aute un dulău pe aici, au, 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 aute să sperie săraci, aute și pisici și câini și... Auto-l pe ăsta, auto-l. Ăsta-i cam mare, nu mai zic stai mă cu minte. Șez blândă, hai că a plecat, gata. Am ales înapoi. Hai că să facem și noi un outro. Pentru că n-am făcut outro la videoclipuri de mult timp, da? N-am mai făcut outro la videoclipuri, hă-hă. Oricum, trebuie să-i spui și ATV-ul, frate. Nu știu, aș filma chestia asta. Wow, mamă, ziceam. E rău, e rău pe aici, e rău drum, e rău tot. Cam atât și cu acest vlog, băieți. Da? Noi ne vom vedea data viitoare la un alt ATV vlog. Poate, nu știu, sugerați acolo în comentarii dacă chiar vreți mechanical vloguri, da? Să facem cu ATV-urile. Eu am fost Rob, noi ne vom vedea data viitoare. Pa!